Acum că divorțul s-a finalizat, Christina Aguilera recunoaște deschis că și-a înșelat soțul în timpul celor 5 ani de căsnicie, spunând că la un moment sau altul niciunul dintre noi n-a fost un înger. Spre sfârșitul relației lor, atmosfera dintre ei devenise atât de tensionată încât îi aducea aminte de propria ei copilărie. Nu voi permite ca fiul meu să crească într-o casă tensionată, a declarat ea pentru revista W. Știam că va exista o reacție negativă în presă față de divorțul meu, dar nu intenționez să-mi trăiesc viața în funcție de ce ar spune altcineva. Trebuie să fiu eu însămi. Și dacă tot a fost deschisă privind viața personală, a mers mai departe și a vorbit și despre arestarea ei din luna martie, despre care consideră că a fost abuzivă. Eu nu conduc, nu conduceam și n-am comis nicio crimă, dar m-au băgat la închisoare. Cred că erau plictisiți în noaptea aia.